Am apucat de rețeta de prăjitură cu brânză din asta măruntă. Avem aici 5 brânze cottage de la Lidl, adică un kilogram. Mamă, ce multă pare! Avem o cană de zahăr, avem 150 de grame de făină, 150 grame de smântână, 7 ouă, niște un pliculeț de praf de copt, niște esențe de vanilie și 200 de grame de safir din astea. Am bătut cele 7 albușuri cu cana aia de zahăr, cu 200 de grame de zahăr. Aici sunt cele 7 gălbenușuri. Am adăugat un praf de sare și le-am amestecat. Aici în făină am pus un praf de copt, un pliculeț de praf de copt. Smântâna am pus-o aici peste brânza cotici, am amestecat-o. Și acum să vedem, că nu mă pricep, așteptăm pe maica mea să vedem cum se omogenizează toate componentele astea și apoi o să o băgăm la cuptor. Asta este rețeta pentru prăjitura cu brânză, pentru prăjitura anabolică, pentru masă musculară. 1 kg de brânză dulce, 150 de grame de făină, 150 de grame de smântână, eu am pus mai puțină smântână, 250 de grame de zahăr, o cană, adică 200 de grame de stafide, 7 ouă, esență de vanilie și un praf de copt și puțină sare. Acum vom pune astea stafidele la scurs. Le-am oprit 10 minute cu apă fierbinte. Și după ce se scurg ele bine de tot, o să punem niște făină peste, probabil ca să nu se lipească. Ok, acum am început procesul de omogenizare a tuturor ingredientelor. Punem făina peste brânză și peste smântână, după care se amestecă. Trebuie să incorporăm bine făina asta. Dacă aveți pudră proteică, în loc de făină, de 150 de grame de făină, puteți să puneți pudră proteică. Eu mai am niște pudră, dar e din aceea cu cacao și nu merge la rețeta asta. Eventual, dacă aveți o pudră proteică cu aromă de vanilie, o faceți și mai anabolizantă rețeta, o faceți și cu mai multă proteină și este mai bună pentru masa musculară. Punem și gălbenușurile peste brânză, peste smântână și peste făină. Peste praful de copt și le omogenizăm din nou. Acum transferăm totul într-un castron mai mare, pentru că urmează să incorporăm și spuma aia de ou, de albuș. Și în castronul ăsta nu era loc. Hai să vedem. De jos în sus, știi? Vorbește mai tare. De jos în sus se amestecă albușul. Asta e o regulă, nu? Da? De ce? Ca să fie mai aerat sau să nu se taie, să nu se lase, sau Să care? nu se lase, să crească frumos. Aha. Și la chic se face la fel. Am înțeles. Nu știam. Nu prea mă pricep eu la gătit. Așa, trebuie să pregătim. Am scos astea. Nu se vede nimic. Mamă, cât ai pus, mai puțin. Am scos stafidele, le-am scurs bine și am pus puțină făină. Și acum le amestecăm așa. Să nu se prindă una de alta, probabil, nu știu care e șmecheria, dar așa e rețeta. Și maica mea a mai făcut-o și a fost foarte bună. Și acum continuăm cu spuma asta, cu bezeaua. Să o incorporăm în toată compoziția. După care o să punem și stafidele. După aia am pregătit aici o tavă în care am pus folie din asta de copt. Foaie de copt se cheamă. Foaie de copt, da. După care le aruncăm la cuptor. Vezi că ai terminat cu ăla. Nu are nimic. Punem intervalat. Ah, ok. După care le aruncăm la cuptor. Cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Momentan are decât 85. A, ba nu. Nici nu știu câte are. Oricum, l-am pus la 180 de grade. A, da, are 85 de grade și trebuie să ajungă la 180. Vedeți? Pierdem aici esențialul. Și ultima parte. Și aia e. Abia aștept să mâncăm.
O să mănânc de seară când vin de la sală. Să se răcească. Acum adăugăm și ultimele stafide. Am pus puțin mai multe stafide, în rețetă erau 200 de grame și am pus 250. Am pus mai puțină smântână, în rețetă erau 150 de grame, cred, și cred că am pus 100 de grame. Dar nu e nicio problemă. Puteți să mai scoateți din lucrurile care vi se par grase, din gălbenușuri sau din smântână, din lucrurile care au grăsime în general, puteți să mai scoateți și o scoateți mai slab calorică, practic. Și v-am zis, puteți să puneți și să înlocuiți făina cu pudră proteică de vanilie. Pentru că oricum vom pune esență de vanilie și va merge la fix cu vanilia, pudra proteică de vanilie. Eu am decât de ciocolată și vă dați seama, se face maro toată compoziția, stricăm aici, nu merge. Acum punem esență de vanilie. Mai punem și zahăr vanilat? Nu mai punem. Nu mai punem, că am pus suficient zahăr. Mai pune esență de vanilie. Pune toată. Acum incorporăm și esență de vanilie, că am uitat. Zice că trebuia mai devreme incorporată. În brânză, da, parcă în brânză trebuia să punem. Da, nu știu, mi se pare că durează o grămadă și eu vreau să plec la sală, sunt nerăbdător, mă duc să trag acum tare de tot și după aia când vin să mănânc minunăția asta. Hai să termine aici cu amestecatul, să o punem în tavă să vedeți și să o băgăm la cuptor, iar apoi să plec la sală. Ce frumos miroase de la vanilia aia. Eu am mai mâncat, v-am zis, mi-a mai făcut maica mea. O minunăție. Este foarte bună, foarte multă proteină. Nu are nici foarte multe calorii. E superbă prăjitura asta. Se face și destul de ușor. Până să ne apucăm de ea, mă gândeam că se face mai ușor, dar tot a durat un pic, până, mai ales la faza cu ouăle. Acolo a fost cea mai migăloasă treabă. Să se pare ouăle. Haideți să o băgăm la cuptor. Come on. Vom reveni diseară cu rezultatul final, fraților, și cu degustarea. Hala, nu sunt sportiv, dar le coc. Voi, vrăjitorul din os. Voi, pictez la furaca Lucian. Voi, am plecat, a rămas fără foi. Oricine ești, orice vinzi, să nu te minți. Nimic nu valorează mai mult de 29 de arginți. Ia uitați cum arată prăjitura asta. Acum trebuie să o tăiem. Miroase așa bine. Sars un pic, dar nu este nicio problemă. Foarte, foarte puțin. Prăjitură anabolică. Adică cu foarte multă proteină. Mai bună pentru masa musculară. Abia aștept să o gust. Și să mănânc. Asta e cel mai bun desert pentru masa musculară. Pentru că are foarte multă proteină de la brânza aia cottage, brânza aia măruntă. O să facem și un clip săptămâna asta, săptămâna viitoare, cu rețeta, pentru că am filmat. Deci uitați-vă un pic de moale e. Ah, nu prea se vede. Îmi focalizează asta unde trebuie. Mamă. Ce are, mă, știftul ăsta de telefon? Nu pot să cred. Focalizează? Da. Ia uitați, fraților. Uitați cât de moale e. E super. E așa umedă, e super bună. Dulce, exact cât trebuie. Nu e foarte dulce. Stafidele astea sunt geniale. Esența de vanilie se simte foarte bine, foarte bună. Da. Este extraordinară.
Bună dimineața! Avem aici pentru micul dejun o prăjitură cu foarte multă proteină, numai bună pentru masa musculară, prăjitură cu brânză dulce, stafide și ou. Mai avem o banană, o să mănânc și o linguriță de păstură, o linguriță de api complet. Acum se face cafeaua, o îndulcesc cu o linguriță de miere și mă bag să lucrez la clipul de mâine. Mâine o să pun clipul săptămâna 2 din masă musculară și veți vedea toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. Iar spre viitoare o să scot și rețeta de la această prăjitură. Foarte bună prăjitura asta! Trec ei, fac ei, vorbesc ei, fac ei, bă, pula mea. Știi de cine zic? Yeah! Torpilez ca pe Bismarck, yeah, bang! Sunt primordial de la start. Labo versus card, HDMI versus card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apar în fața ta, te plește în chin. Ești mut ca un manekin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez? Check-in! Îți bag bilanale cu un arsenal, bă! Ești la strâmtoare ca Magellan, bă! Mastermind, când apar, uite-l pe Watcher, e fenomenal! Copo Street Fighter și Oruken, mă joc cu dama lui Ken. Oriunde merg la Typhoon, unde Typhoon, dar nu dama călător prin unde. Am coroana, sunt King Kong, dansez ca Siscon Tong Song. Îți dau să baxez un ce Chong, zic sayonara, toia, toia song. Sunt calul troian, speranța cutia Pandorei. Muzica se pare că are nevoie de chei. Atâtea ori sunt prin Matrix, inforitorul de chei. Sunt liber, am 4 și 1 pe zaruri. Sunt liber, strălucesc, n-am nevoie de faruri. Sunt liber.